Trecești batalioane române, cărtații la arme cu frunze și tot. Așteaptă istânta, așteaptă și frații cu inima la țelă. Așteaptă istânta, așteaptă și frații cu inima la țelă. Înainte, păstorilor
Rădăcea
aveți o colecție impresionată, premii naționale și internaționale, felicitări și vă mulțumim pentru faptul că îmbogățită, să zic așa, acest loc, prin aceste fotografii care, cum spun unii, am putea să povestim multe despre ei. Bună ziua, Băstești, și la mulți ani, la mulți ani românilor, de oriunde am fi. Sunt bihoreancă, poate de aceea văd Maramureșul prin alți ochi. Pot să văd poate altfel decât cei care suntem aici. Și am simțit că dacă unii cu vocea, alții cu auzul, eu pot să transmit ceva pentru ochi, ca să ajungă la sufletele. Cred că, pornind doar de la rădăcini, putem să trăim în clipa de față și putem să transmitem copiilor noștri o moștenire, să fie stătut pe picioarele lor pe acest pământ. De aceea am adus câteva din imaginile pe care le-am surprins. Sunt din Maramureșul istoric, e adevărat, dar sunt tot Maramureș. Așa cum și aici este tot Maramureș. Vă invit să le vedeți și copiilor să încerce să reia niște șugurile vechi, pentru că ele fac parte din ceea ce suntem noi și ne reprezintă. Vă mulțumesc! Haideți, doamna Ana Mosu, haideți pe scenă și încheiem cu o vorbă. Sau să mergem în jos? Aici? Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să vârtim ora frăției pe pământul României. Iar varia din voltă piară, piară dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și oameni. Cheers.